China nu renunță la Rusia. Beijingul a anunțat că va continua să consolideze coordonarea strategică cu Rusia, indiferent de modul în care peisajul internațional s-ar putea schimba. Viceministrul de externe al Chinei i-a prezentat această poziție ambasadorului rus în China, Andrei Denisov, în cadrul unei întâlniri de luni, a declarat ministerul. Indiferent de modul în care s-ar putea schimba peisajul internațional, China va continua să consolideze coordonarea strategică cu Rusia pentru a obține o cooperare de câștig reciproc pentru a proteja împreună interesele noastre comune și va promova construirea unui nou tip de relații internaționale și a unei comunități cu un viitor comun pentru omenire, a spus Li conform declarației. Oficialul chinez a spus că a existat o creștere de aproape 30% a comerțului dintre cele două țări în primul trimestru al anului, ajungând la aproximativ 38,2 miliarde de dolari, ca dovadă a rezilienței extraordinare a cooperării bilaterale. Cele două părți au făcut de asemenea schimb de opinii cu privire la Ucraina, precum și cu privire la alte probleme internaționale și regionale de îngrijorare. Cu toate acestea, Ministerul de la Beijing nu a ferit alte detalii referitoare la poziția țării. În declarații publice și la summiturile internaționale, oficialii chinezi au încercat să evidențieze o poziție aparent neutră cu privire la războiul din Ucraina. Nu au condamnat Rusia și nici nu au exclus posibilitatea ca Beijingul să acționeze ca mediator într-un impuls pentru pace.